Nu mă întreb despre asta, despre ailaltă. Și nici într-un caz despre divorț, clar, altfel nu vin. Noi nu încercăm să părem cuplul perfect, că nu suntem. A fost prea cumințică că ai fost, dar în general s-a mai demisia. Gloria, îți mulțumesc tare mult că ai venit la noi. Cu plăcere. Știi, de mult timp nu am stat eu să răspund la întrebări și chiar sunt așa entuziasmată. Azi ai schimbat rolurile și îți mulțumesc că ai acceptat. Înainte de toate, aș vrea să te rog să-mi spui cine ești, dar fără să-mi spui profesia ta sau statutul social. Vai, păi sunt o fată cu picioarele pe pământ, care iubește tare mult ciocolata și serialele bune de pe Netflix. Și nu pot trăi fără familia mea. Foarte frumos. După tine nu ai spune că iubești foarte mult ciocolata. Hai să vorbim de ultima veste frumoasă din viața ta. O să devii mămică pentru a doua oară. Felicitări! Mulțumesc tare mult! Da, este chiar o veste frumoasă în familia noastră. Ne-am dorit și s-a împlinit. A venit la timpul potrivit și acum așa sunt un pic mai greluță, mai gâfâi, dar stă foarte bine, să știi. Da, mulțumesc! Mă bucur de perioada asta. Și chiar vorbeam cu cei dragi, nu știu dacă voi mai fi vreodată însărcinată, așa că chiar să urez din plin această treabă. Eu urma să te întreb, v-a prins pe nepregătite sau pe pregătite sarcina asta? A noi suntem pentru concepția conștientă, pentru pregăteală, așa că nu a fost o surpriză deloc. Mai mult decât atât, soțul meu tot zicea, hai că e vremea pentru încă unul în casă. Și eu tot răgânam, hai încă un pic, mai lasă-mă să mă odihnesc. Leo, băiețelul nostru, abia a început să fie independent, să cunoască ce e aia grădiniță și parcă mă bucuram de momentul ăsta de pauză, dar înțelegeam că nu mă fac mai tânără și el este un băiețel care are nevoie de atenție tot timpul și ar fi fost un cadou frumos pentru el, un prețior sau o serioară, așa că da, mi-am luat inima în dinți, curajul și am zis, hai să încercăm încă o dată. Apropo, cum a reacționat el? Înțelege că în curând va fi frățior? Nu cred, e prea mic, 2 ani și 7 luni, înțelege ce e asta bebeluș, mi-arată poze cu bebeluș, dar când îi zic, uite, burtica crește, zii salut bebelușului, nu, încă nu reacționează. Inițial parcă eram și eu stresată, de ce copilul meu nu reacționează atunci când îi vorbesc despre viitorul frățior sau surioară, dar apoi am zis, stai un pic, de ce trebuie să am atâtea așteptări de la un copil mic? Până la urmă are unde fugi și o să se obișnuiască încă un membru a familiei în casă, așa că las în voia lui când o fi să se întâlnească cei doi. Așa. Să se obișnuiască. Ați aflat ce o să fie, băiețel sau fetiță? Da, dar nu zicem. Nu ziceți încă. Nu. E un secret în familie. Știi, poate că nu este un secret, dar vreau să mă convinc încă o dată la ecograf că e ceea ce ni s-a spus. Toma necredincioasă. Da, mi s-a întâmplat prima oară să ni se spună că e fetiță și apoi că e băiețel și știi, e un haos în capul tău, mintea ta și trebuia să mă obișnuiesc un pic cu vestea, așa că acum hai să mai văd eu pe ecran că e chiar așa. Eu sper că prima oară n-ați cumpărat rochițe și ba aia a trebuit. Ba da, de sigur. E foarte bine atunci să așteptați. Da, acum, bine, nu e foarte important pentru mine sexul bebelușului, cumva sunt suficient de matură. Am ajuns la o inteligență emoțională ca să-mi dau seama că copilul trebuie să fie sănătos, asta e cel mai important, nu genul său, că nu suntem la un restaurant și dăm comandă cuiva de sexul bebelușului. Așa că sunt fericită chiar dacă va fi băiețel sau chiar dacă va fi fetiță, doar că vreau eu să mă asigur că 100% ceea ce mi s-a spus. Și apoi pot să dau vestea. Important să fie sănătos. Cum te simți? Este sarcina asta diferită față de prima sarcină? Cum să zic? Și da și nu. Sunt câteva diferențe, dar foarte micuțe. Eu nu sunt genul de femeie care zboară în sarcină, care zic că sunt un fluturaș și totul este roz și sunt doar floricele în jurul meu. Nu, eu recunosc că e și greu pe alocuri. E și obositor, nu pot să fac tot ce făceam anterior.
adaug kilogramele foarte repede, deși mănânc înainte, parcă nu fac mare lucru, dar înțeleg că nu poate fi totul așa cum planificăm, cum ne dorim. Nu sunt genul de femeie care suferă de toxicoză și stă la pat non-stop. E mai bine la capitolul ăsta, dar nici nu pot să alerg în jurul casei și să fac sport ca înainte, din păcate. Dar cum este din punct de vedere emoțional? Pentru că mă uitam într-o zi la un interviu, cred că cu Smiley sau ceva, și ei râdeau, acolo erau mai mulți bărbați și spuneau, mă, femeile în sarcină ori plânge foarte mult, ori este nervoasă, iar după ce naște, plânge și mai mult și se enervează din orice. Și asta Smiley povestea, un bărbat. Nu, Smiley nu povestea, Smiley și-a chemat prietenii și ei povesteau. Râdeau, glumeau, dar vreau să te întreb pe tine dacă din punct de vedere emoțional te-a schimbat chestia asta. Nu, băieții nu mint, într-adevăr, e așa. Trebuie aici să-l întreb pe Vitalie, pe soțul meu, că e săracul. A răbdat mult. Și mai răbdă în continuare. Bine, e un carusel de emoții, într-adevăr. Poți să plângi de la un fleac, de la un lucru atât de mărunt. De exemplu, am dat comandă de draperii și nu mi-a venit mărimea care trebuia. Da. Deci sunt mai scurte, mă, și am plâns. Da, a fost așa o dezamăgire de parcă, nu știu, ne-a luat cineva casa și omul zicea, lasă că modifică femeia. Nu, pentru mine a fost o dramă. Apoi plâng de la cereale, de la o pisică pe drum care e fără adăpost. E absolut normal, sunt hormonii, joacă hora, joacă feste. Cumva eu am mai trecut prin asta, știu ce e, dar e greu pentru cei de alături. Și ești, da, mai impulsivă, mai iritată, pentru că tot ce simți e mai intens, absolut. Parcă și gustul mâncărurilor e mai bun. Parcă și cafeaua e mai tare și lumina e mai aprinsă. Cam asta simt eu în sarcină. Se spune că femeile își pierd orientația în spațiu sau uită lucruri și asta mi s-a întâmplat. Adică trebuie să mă gândesc de 3 ore. O iau la dreapta acum sau la stânga? Dar cred că se explică cumva științific că sunt schimbări în organism și organismul unei femei trece printr-un stres foarte, foarte mare. De-aia și zic că eu nu sunt genul de femeie care aș face 8 copii pentru că îmi place tare mult să fiu însărcinată. Nu, eu trec prin tot chinul ăsta, câteodată e chin, pentru că se merită la final ce este un bebeluș sănătos. Apropo, în casă. Regimul tău alimentar este diferit acum sau nu? Nu. Mănânc ca de obicei, doar că mai multe mere. Acum am pofte de mere. Data trecută aveam pofte de dulce, non-stop, și copilul meu nu se atinge de dulce. Deci el nu mănâncă deloc ciocolată. Interesant. Da. Dacă chiar îi dă cineva, vine un oaspete și îl servește cu o bucată de ciocolată, zice, nu, nu, caca. Și nu l-am învățat eu. Deci pur și simplu nu vrea. Nu-i place, da. Nu-i place. Apropo, ești iubitoare de cafea? Da. Sunt o cafemană. Deci știi că există un... poate mit. Unele femei spun că e bine să bei cafea când ești însărcinată, unele că nu e bine. În cazul tău, cum este? Cum faci? Când eram prima oară însărcinată, nu am putut să mă ating de cafea, pur și simplu nu suporta mirosul. Ăsta a fost primul indiciu că sunt însărcinată, așa am aflat. Iar a doua oară, nu pot fără cafea, adică e acel moment sacru dimineața să-mi beau cafea, o să stau 5 minute în liniște până se trezesc toți în casă. Și așa îmi încep eu ziua. Deci vezi, sunt câteva diferențe mici. Poate că nu e bine dacă bei cu kilogramele, dar deci o cafeluță mică dimineața, de ce nu? Chiar ajută. Dar medicii ce spun sau n-ai cerut sfatul specialiștilor? Echilibru, limita în toate și merge înainte, cam asta. Asta e secretul, în tot, absolut. Deci să nu depășim limitele. Urmăream aseară un interviu cu tine și soțul tău de acum, cred că din 2018, atunci era însărcinată pentru prima oară, era însărcinată în interviul ăla. Cred că era și măricică, tare. Erai frumoasă, să știi. Și acolo voi spuneați că atunci când nu erați încă căsătoriți, v-ați certat și v-ați împăcat de 100 de ori. Da, adevărat. V-ați despărțit și v-ați împăcat de 100 de ori. Cum s-a schimbat după nuntă treaba? Vă certați la fel de des sau? Noi nu încercăm să părem cuplul perfect, că nu suntem. Nu ne dorim să fim exemplu. Cineva ne-a zis, de unezi
Vă dăm vestea că suntem și noi în așteptarea unui copil, v-am urmat exemplu. Doamne, nu vreau să fiu un exemplu pentru cineva, pentru că mi se pare o responsabilitate atât de mare. Noi suntem așa cum suntem, firești, autentici și nu încercăm să ne prefacem. Da, ne certăm, da, mai rar acum, pentru că nu avem timp, avem atâtea lucruri de făcut și avem un copil în casă și cearta e cumva în șoaptă, să n-audă copilul. Dar suntem două caractere impulsive, pe alocuri dorim să ne demonstrăm fiecare dreptatea lui. Acum, după o vreme, nu-mi dau seama de ce o facem. Până la urmă, știm că n-avem unde fugi, suntem împreună, asta ne-am dorit tot timpul. V-ați liniștit. Ne-am liniștit, da. Dar e o maturizare conștientă și firească. Vine cu timpul. Dacă cineva își găsește această armonie în cuplu de la primul an de viață, mă bucur pentru ei. Dar în cazul nostru, noi am crescut, ne-am educat împreună și acum suntem bine. Și dacă acum, de exemplu, ne certam despre, nu știu, lucruri pe care eu le-am citit despre războiul din Afganistan, iar el știa alte informații. Și deci, uite, eu cunosc asta, dar nu, că nu ai dreptate. Niște fleacuri din... Așa, de la fleacuri totuși, nimic grav, slavă Domnului, nimic serios. Nu, familia noastră nu se discută și nu se ceartă de la adulter, de exemplu, slavă Domnului, de la unde sau... ce ai făcut cu banii, nu, lucruri mărunte. Ați găsit echilibru, asta este foarte bine. Hai să vorbim acum de niște chestii la general despre căsnicie și relații. Ce crezi că n-ai putea tu să ierți într-o relație sau într-o căsnicie, mă rog? Eu îmi doresc un prieten alături și sper eu că asta am găsit și asta am. Un prieten înseamnă că poți să vorbești orice, la orice subiect și să ai încredere totală. Nu-mi place să verific telefonul și să sun de 10.000 de ori să întreb unde ești. Dacă mi s-a spus odată că muncesc, înseamnă că eu o cred. Și atunci când e o trădare, fie și înșelatul, atunci pur și simplu s-a încălcat acel pact, da, de prietenie pură, profundă. Și mi-ar fi foarte dificil să iert și să-l văd pe acest om din nou un prieten de încredere. Să mai rămâi cu el, adică. Da, cred asta. Îmi place să fim sinceri unul față de altul, chiar dacă acel adevăr poate să doară. Dar mai bine să mi se spună. Tu crezi că există relații fără compromisuri? Adică să nu renunți la nimic și omul să te accepte exact așa cum ești? Ar fi o utopie frumoasă, dar nu cred. Până la urmă, noi ne ajustăm unele lucruri pentru cel drag și e absolut normal. Nu zic că trebuie să te schimbi pentru cineva, că dacă te-a îndrăgit și s-a îndrăgostit de tine așa cum ești, înseamnă că te iubește așa cum ești. Pentru că noi toți avem defecte. Eu mi le cunosc pe ale mele și le recunosc. Încerc să fiu mai bună mâine decât azi, dar fără compromisuri e greu. Eu fac compromisuri și atâta timp cât ele funcționează, funcționează și armonia în casă. Bine, să nu fie ceva ieșit din comun, dar niște nuanțe mici, de exemplu, nu lăsa ciorapii lângă pat, dar pune în dulap, eu cred că e ok. Foarte multe femei și bărbați spun, măi, căsătoria ucide pasiunea, se schimbă, te plictisești, vrei ceva nou. Tu cum crezi? Eu mă întristez că n-aud așa ceva. Dacă căsătoria, păi depinde. Știi, sunt foarte mulți oameni care trăiesc împreună și nu au acea foiță și nu au călcat în biserică în fața unui preot, nu și-au jurat nimic și trăiesc bine 10 de ani. Adică depinde ce înțelegi. E acea viață în doi, în cuplu, dacă e despre asta vorba. Păi bine, depinde de temperamentul omului. Sunt oameni care nu pot fi monogami, sunt oameni care se plictisesc repede. Eu sunt foarte statornică, stabilă. Mie mi-a fost greu să schimb liceul, pentru că înțelegeam că nu e liceul potrivit pentru mine, dar îmi era dificil pentru că m-am obișnuit, acolo îmi sunt prietenii, îmi cunosc holurile și profesorii. Așa și în viață. Eu m-am îndrăgostit de atât de puține ori. Și foarte greu și dacă m-am îndrăgostit era pe bune. Așa că mie mi se pare o poveste să fii foarte mult timp cu un om și să nu-ți dorești altceva. Și cred că e mult mai greu
să fii cu un om mult timp și să fii fericit decât să ai mai mulți parteneri și să tot zici că vai, căsnicia ucide pasiunea. Adică asta e mai ușor să spui și mult mai greu să conviețuiești și să păstrezi ceva. Sunt niște valori de familie pe care noi le preluăm, ori învățăm să le preluăm. Da, dar e chiar mai comod și mai simplu să spui că nu merge. Lăsăm. Hai la altul, hai la alta. Dar care e chestia asta cu poligamia? Deci nu greșesc. Poligam este persoana care n-ar putea conviețui cu un singur partener toată viața. Mm-hmm. Și atunci înșeală sau pur și simplu sare într-o relație în alta, nu știu cum sau să spun. Sau le are pe mai multe odată. Unii spun că acești oameni pur și simplu se nasc așa. Eu, de exemplu, nu cred. Adică eu cred, tu poți să spui că ești poligam, dar într-o zi poate o să întâlnești persoana aia pe care nu o să vrei să o înșeli. Cred eu asta. Nu știu, cercetări științifice aici nu am făcut. Dar cred că da, e ceva ce ține de interior, de genetică poate. Eu am zis, nu mă văd și nu m-am văzut niciodată cu foarte mulți oameni în preajmă. În general, eu sunt un om care nu prea lasă în spațiul ăsta meu intim pe multă lume. Și ca să treacă această barieră un bărbat, de exemplu, nu știu, trebuie să fie ceva acolo, scânteie sau o încredere aparte. Și probabil oamenii ăștia care zic că au nevoie de mai multe iubiri, nu sunt profunzi, probabil. Nu au acea dezvoltare emoțională necesară ca ei să aibă răbdare să cunoască un om de la A până la Z. Că asta trebuie răbdare și timp. Exact. Vreau să trecem acum la emisiunea ta, Istoriile Gloriei. Tu tot faci interviul și probabil o să înțelegi întrebările mele. Cât de greu este să pregătești un interviu și cât de greu este să ajungi la sufletul omului? Mie mi se pare foarte complicat să scoți acea informație nemai spusă de un om care a fost la 100 de interviuri până acum. Este greu, dar depinde ce scopuri ai și depinde de domeniul de activitate a omului. Eu sunt ca peștele în apă atunci când vine vorba de divertisment, de artă, pentru că eu nu m-am gândit că o să fac televiziune. Mie îmi place tare mult să țopăi pe scenă, să cânt cu microfonul în mână, să compun, să stau în studio. Eu ador acest proces, îmi place muzica și nu doar că îmi place, e felul meu de a fi. Că nu e ceva care astăzi cred că o să mă fac cântăreață. Nu, asta a fost dintotdeauna. Și atunci când s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, că s-au început proiectele televizate, eu nu m-am mutat dintr-un domeniu în altul. Eu știam că doar în cultură, în jurnalismul cultural, sunt bună. Și când iau un interviu de la cineva și pun întrebări cuiva, știu foarte bine că sunt din domeniul ăsta pe care eu îl cunosc foarte mult, foarte bine și îl studiez mult. Și nu mi-e foarte greu, adică cumva înțeleg ce întrebare e inutilă, ce întrebare nu trebuie să o pun pentru că supără și ce întrebare trebuie să o pun neapărat și să insist asupra acestui subiect. Și cred că în proiectul Istoriile Gloriei am un mare noroc că sunt liberă să aleg, bine, cu mici ajutoare din partea colectivului, a echipei, dar în mare parte mine, oamenii au încredere și eu aleg nume pe care eu vreau să le promovez. Vreau să facem un interviu pentru că știu că au ce povesti. Adică eu nu pot să iau pe cineva în care eu nu-l urmăresc, nu-mi place, nu mă regăsesc în valorile lui, nu rezonăm, nu avem energia aia și să fac un interviu mișto, da, de calitate. Te înțeleg perfect. Adică trebuie să existe ceva care pe mine să mă atragă și să mă facă curioasă. Deci eu nu pot să fac interviuri cu oricine, zău. Cam pe principiul ăsta merg și de-aia poate și mie un pic mai ușor. De ce interviurile la noi sunt majoritatea, ele sunt frumoase, dar sunt cu minți, dacă înțelegi ce vreau să spun. Adică eu mă uit, de exemplu, urmăresc ce fac jurnaliștii ruși, da? Acolo interviurile sunt bombă. Fiecare al doilea a avut probleme cu alcoolul, droguri, bine, ei și au și o viață foarte interesantă.
și nu le este frică să spună chestiile astea. Vorbesc foarte deschis. La noi e foarte greu, oamenii sunt foarte închiși, le este frică. Deci o să zică publicul. Și te întreb de ce? Da, mă întreb de ce. Pentru că așa e educația noastră, pentru că nu trebuie să scoți rufele murdare din curte, pentru că e un sat mic și toată lumea o să te arate cu degetul, pentru că dacă spui tot, atunci ce curiozități o să mai strânești după. Sunt probabil mai multe răspunsuri aici, dar uite, te las pe tine, întreabă-mă ceva, ceva necuminte. Imediat, hai. Urmează, să știi. Pentru că depinde și de om cât de deschis este și cât de tare vrea să zică unele lucruri, da? Eu nu sunt adepta, hai să ne jăluim și hai să spunem cât de rău e sau cât de rău e ăla. Eu cred că totul vine de la noi. Dacă privești viața optimist, ți se întâmplă lucruri frumoase. Dacă ești un pesimist născut, atunci da, totul e gri și totul e ghinion. Cam așa. Și nu poți să scoți dintr-un om care este tot timpul închis și nu își dorește să își deschidă ușile sufletului, nu poți de la el să te aștepți la revelații despre viața personală. Dar crezi că e problema și în jurnaliști? Pentru că eu, de exemplu, mă consider, uneori spun, mă, eu sunt prea cu minte, mi-e frică să nu supăr oamenii. Uite, cred că asta e problema mea. Înțeleg ce zici. De exemplu, atunci când am început proiectul Istoriile Gloriei, era clar. E un interviu de 45 de minute, adică omul are când să povestească și pot fi niște întrebări mai deocheate. Și atunci când eu sunam pe XY, om de artă care e pe scenă de ani buni, el îmi zicea, nu mă întreb despre asta, despre ailaltă. Așa. Și nici într-un caz despre divorț, clar, altfel nu vin. Și eu nu pot să-i impun omul, știi? Eu știu că el este așteptat de public, eu știu că el poate să aducă informații interesante. Dar dacă eu depășesc acea graniță, îl supăr și nu mai este interviu deloc. Într-un fel trebuie să respecti. Sunt oameni care te lasă să întrebi orice. Dar sunt oameni care îți pun niște reguli. Nu pentru că nu vreau. Atât. Și nu cred că e doar vina jurnalistului. O fi și aici. O fi oameni care, păi de ce să mă închină dacă e același salariu? Și de ce eu să caut tot internetul când e clar, e măsurat, are 2 copii și asta e. Dar cred că totuși vine de la intervievat. Ori vrea să zică, ori nu vrea să zică. Pentru tine contează cifrele alea de jos? Bine, tu lucrești în televiziune, da. E mai complicat un pic. Acum nu. Conta odată și eram frustrată odată și nu înțelegeam de ce. Ce fac eu rău, ce fac eu rău, da. Și îmi puneam mai multe întrebări despre produsul meu muzical, pentru că aici la televiziune nu tu controlezi tot și nu depinde doar de tine. E și o politică editorială și șef în spate și oamenii cumva te asociază cu acei șefi. Și n-ai cum tu să controlezi asta, dar atunci când e vorba de muzica pe care o faci și nu înțelegi de ce e așa, apar supărări. Dar acum nu. Acum iau lucrurile mult mai ușor și trăiesc mai ușor și mi-e mai bine. Tu ai făcut trecerea asta pentru că urma, desigur, să vorbim și despre muzică, pentru că noi așa te cunoaștem. Eu, de exemplu, te cunosc de la Fabrica de Staruri, acolo te-am văzut prima oară. Și urmăream și eram, da, țineam foarte mult cu tine, cum ați spun. Aud foarte des asta. Eu ca tare te știu că tu cânti. Ce treabă ai cu televiziunea? Da, sau altă întrebare, tu mai cânti? Mai tu ai trecut prin mai multe stiluri așa de muzică. Mie mi se pare că dacă greșesc cumva să mă corectez, că ție îți place un pic rock-ul. Spre eu zona aia, nu doar am crescut cu muzica autohtonă. Da, eu e clar. Nu știam neapărat toate cântecele pe din afară care se cântau aici. Da, clar lucru, știam cântecele fraților Irina și Anatol Bivol și Anastasia Lazariuc, cam atât. Dar am avut norocul să am MTV de la o vârstă tare fragedă și eu am crescut cu muzica de acolo și m-am influențat, da, pop-rock-ul și m-a influențat tare mult Avril Lavigne și Kelly Clarkson. Și nu înțelegeam că e nevoie de oarecare pași ca să ajungi să faci ceea ce îți place. Nu poți să cânti muzica care o cântă Avril Lavigne și să fii invitată la nunți în Moldova. Da. Da. Lucru pe care eu nu știam și eu eram așa un autodidact care mereu cânta ceea ce îi place.
Nu cred că e foarte rău asta, pentru că nu ai niște limite. Ai libertatea asta care te ajută să ai entuziasm, să ai vâna aia care să creeze. Nimeni nu-ți spune că așa nu e voie, că regula zice că nu. Dar ce mă întrebai? Eu chiar o să sar la următoarea întrebare, pentru că mi-a plăcut subiectul ăsta, cum l-ai deschis tu. Tu, până la urmă, ce muzică faci? Care îți place ție sau faci care place și publicului? Care prinde la public? N-ai cum să faci doar pentru tine, mă gândesc eu. Eu am trecut prin foarte multe etape de autocunoaștere, de experiment, de hai să cântăm în engleză, apoi hai să cântăm în română, apoi hai să vedem o combinație dintre cele două. Am avut nevoie de un pic de timp pentru mine ca să înțeleg ce îmi place, ce vreau eu să cânt, ce vreau eu să transmit. Pentru că muzica nu e doar Caterinca și nu e doar tânța-tânța, hai să dăm din picior. Ea trebuie să fie și o morală, să aibă o istorie, o poveste, să povestească ceva și cum o să se regăsească. Păi uite că acum, după un răgaz, un timp, am înțeles cam unde vreau eu să merg și să-mi placă. Pentru că era o perioadă când mie mi se dădeau niște piese, trebuie să cânți așa și eu nu rezonam cu ele, nu mă regăseam, nu eram autentică acolo. Pentru că zic, nu am crescut pe muzica noastră și nu eram foarte adevărată. Acum, după ce am o experiență, o vârstă, doi copii, deja pot să zic că sunt doi, un om care face muzică, compune, are studioul lui și care, Doamne, e acolo în muzica asta toată ziua și poate să te dirigeze, acum este mai simplu. Și ceea ce fac eu acum în studio, nu vreau să zic foarte multe, dar e mult mai aproape de ce ar asculta un moldovean. Aha, deci pregătești ceva, pentru că eu voiam să ajungem la melodia pe care ai făcut-o cu Lia Taburcean. Ea e stilul ăsta, eu nici nu știu ce stil e, e un fel de etno cu... Te rog să ne spui tu. E stilul Lia Taburcean. Da, la noi, da, așa este cunoscut, care a prins foarte bine la public. Dar a fost pentru mine, de exemplu, un pic, nu șocant, ar fi prea mult să spun șocant, dar a fost așa o surpriză să te văd pe tine în postura asta, pentru că înțeleg. E diferit pentru tine. Ți-a plăcut experiența? În general, eu sunt pentru experiențe de tot felul. Era o perioadă când locuiam împreună cu Capușon. Adică eu, soțul meu și Capușon în altă cameră. Noi împărțeam un apartament. Așa. Da. Prietena Cataramă și chiar nu se punea atunci în discuție colaborări și muzică. Era mai mult decât atât, decât muzică. Eram foarte, foarte apropiați. Ei doi făceau albumul lui Capușon în studio și Capușon venea cu idei. Mie îmi trebuie o voce de fată. Care voce de fată? Gloria aici. E clar. Da. Deci nu se pune în discuție. Și era o piesă, Mămăliga se numea. Și zicea Capușon, mai este o frază acolo și trebuie să te strâmi cumva. Și eu zic că, frate, că dă-mi o bucăță cât Mămălig swag, gen așa. Știm și da, și zic, cum poate să-ți placă ție o astfel de strâmbăciune, măi, Marine, cum? Și el așa bagă. Deci prima dublă așa și-a rămas și ne râdeam, chiar a fost la mișto. Zic, eu nu înțeleg muzica ta, dar bine, fie. Dar a fost hit. Și a fost hit. Eu atunci aveam un contract cu niște băieți din România, o casă de producție, îmi părea că l-am apucat pe Dumnezeu de picioare și îmi părea că gata, aici e. Dar nu a mers, nu a funcționat. Pur și simplu băieții nu știau exact ce trebuie să facă. Eu eram mai mult pe aici, naveta asta mă chinuia și nu a mers. Dar băieții au zis că piesa asta e atât de proastă că o să-ți facă ție rău dacă apare în videoclip. Adică o să-ți strici și imaginea. Așa că noi nu-ți dăm voie. Marin s-a cam supărat. Eu eram între, nu știam ce să fac. Zic, îi ascult pe ei, că acolo e semnătura mea pe contractul lor. Marin e doar un prieten. Și a prins, a fost hit. Și românii au zis, vai Gloria, cred că trebuia să apare în videoclip. Da, și atunci am înțeles că e o loterie în care nu știi. Nu știi ce trebuie să cânti, nu știi ce trebuie să faci, cu cine să ai colaborări, deci o pădure în care ori te rătăcești, ori găsești calea. Și de atunci am zis că nu mă mai dau alături de experimente și nu mă mai dau cu părerea că asta e bun sau asta nu. Și atunci când am făcut textul Tudore, că vorbeam de Lia. Tu l-ai făcut? Da.
I-am zis că mă uitam un text care l-am scris eu, îmi place tare mult, nu știu cum să-l cânt eu. Nați-l, Lia, ție. Ție, taman, ți-ar trebui. Și ea zice, era cu Vitalie și ei doi s-au gândit, mai e textul tău, hai să-l cântăm în două, că ar fi mai potrivit. De ce nu? Și Lia așa e o fată care, dă să te mai scot eu din umbră. Ea e de asta. Și zice, cum vreți, bine, hai să facem. Și atunci când am făcut cântecul, era... Știi, stilul ăsta e atât de... Trebuie să-l iei atât de ușurel. E catchy, e da, frumos, adică nu trebuie să te invită la dans, știi? Exact, acolo nu Whitney Houston, acolo nu trebuie să-ți dai sufletul să o gândi. Acolo trebuie să fii foarte, foarte firesc. Și atunci mi-a venit și ideea la videoclip. Eu știu cum trebuie să facem scenariul. Și Lee a zis, bine, tu știi scenariul, eu știu băieții. Eu zic, eu știu și satul, eu știu și casa și hai să facem. Eu știu și pe băiatul care trebuie să fie Tudor. Și a fost, da, Nikita. A fost foarte, foarte ușor. Dar știi de ce? Pentru că nu ne-am făcut un scop ca la final să fie acele cifre de desubt la videoclip. Nu asta a fost scopul. A fost două cumătre într-un studio care hai să facem ceva. A fost din plăcere, dar a ieșit hit, că e foarte cunoscută piesa. Da, da, este o piesă care se cântă da, la mai toate nunțele și ce să zic, e o bucurie, desigur. Nu e stilul care mă reprezintă pe mine neapărat, dar acum, chiar acum nu zic că eu am un stil și nu zic că ceva mă reprezintă neapărat. Trebuie să fie atât de flexibil în muzică și să fii atât de deschis, pentru că eu am prieteni care spun direct, eu n-am să cânt niciodată stilul ăsta, pentru că e sub nivelul meu. Și eu am lucrat și am fost printre foarte mulți artiști de tot felul, de toată mâna. Și e greșit absolut să zici că e sub nivelul meu sau e prea... Da. Hai să vorbim de Eurovision. Eu știu că tu ai participat de câteva ori la etapa... Prima etapă sau... Era de mult. Era 10-9 ani în urmă, da, era de mult. Și atunci am înțeles că acest concurs necesită echipă. Nu pot eu. Singură, da. Eu am ieșit din fabrică, iar dacă e să deschid parantezele la proiectul Fabrica, era un program, un orar pentru noi, pentru participanți, ca la un artist adevărat. Adică noi aveam repetiții, coafor, machiaj, lecții de canto, solfegiu, sport, apoi iar repetiții, apoi cântam în studio și deci era un program atât de încărcat, pentru că asta e și ce visează un om care vrea să facă artă, muzică, adică e ceea ce ți-a prescris doctorul. Și atunci chiar nu conta că ne culcam la 4 dimineața și ne trezeam la 7, că nu aveam odihnă, că nu ne sunam prietenii și familia, chiar nu aveam acces la viața de dinainte și la ce se întâmpla afară. Deci era un program foarte încărcat, dar foarte frumos. Și atunci când s-a încheiat totul, îți dai seama că s-a încheiat și acest program. Adică înapoi la troleibuz, înapoi la facultate și fiecare își vede de drumul lui. Și a fost un lucru care m-a dezorientat și nu știam pe care cale să o apuc. Știam că vreau asta în continuare, pentru că zic, nu a fost ceva ce mi s-a întâmplat întâmplător. Adică îmi doream asta dintotdeauna și zic, hai să încerc și cu Eurovisionul. Hai să vedem și așa, hai să facem un cântec și cu Alex Brașoveanu. Încercam să mă anind de lucrurile pe care le știam cât de cât, dar nu foarte bine. Și nu aveam un om, un mentor care să mă ghideze. Și atunci, după acea experiență, am înțeles că eu nu mă mai bag în Eurovision niciodată singură. Ori am foarte mulți bani, ori am o echipă foarte, foarte mare, ori deloc. Înainte, la Eurovision, era o bătălie între artiștii noștri foarte cunoscuți. Foarte cunoscuți. Iar acum, în ultimii ani, parcă li s-a tăiat elanul, apar nume noi, nu că ar fi rău. Bine, anul ăsta merge o artistă arhicunoscută, dar zic așa în general. Tu ce crezi? Ce se întâmplă oare? În fiecare an există câte un scandal în jurul acestui concurs. E și normal. Și voci nemulțumite și anul ăsta la fel, că nu e frumoasă melodia, că nu e ok compozitorul. Și tu te întrebi de ce se întâmplă asta? Da, eu mă întreb de ce se întâmplă asta.
Păi Eurovisionul e unica scenă profesionistă la nivelul scenelor mari din lume, unde artistul se simte artist, așa cum îți povesteam mai devreme, cu un program din ăsta foarte încărcat, pe care îl are, hai să zicem, un artist cunoscut din Rusia sau Europa sau America. Păi și normal să se dea o bătălie crâncenă, pentru că toți vor să treacă prin asta. Și anul trecut, am să te contrazic, au fost nume mari, pentru că a fost, știi, o pauză, oamenii au flămânzit și hai să încercăm. Eu am făcut parte din interiorul concursului. Eu știu ce se întâmplă după culise și ce e înăuntru. Și da, e destul de stresant, solicitant și pentru artist și pentru organizator, pentru că e foarte urmărit. Și cum ziceam, artistul vrea să câștige și vrea să fie pe scena aia foarte mare și milionul de oameni să-l privească, de mai mult decât un milion. De aia și se întâmplă ce se întâmplă. Dar zic, e... cum să spun ca să nu supăr? Este absolut ireal să câștige un nume doar prin talent și prin piesă bună. Trebuie, eu cred că e nevoie de bani, foarte mulți bani, ca să faci un show. De mult, da. E nevoie show, de cifre. Spectaculos ceva. Poate nu e nevoie doar de show, dar acolo se adună în ecuație mai multe lucruri. Promovarea, da. Da. Echipa din spate, numele la influent care trebuie să stea în față. Deci trebuie să ai o armată în spate care să te împingă, știi? De foarte multe ori la Eurovision trebuia să câștige altcineva, de fapt. Altcineva după părerea publicului, după piesa aia care era bună și poate că era un nume necunoscut. Hai că nu o să-l trimitem pe ăsta care e prima oară pe scenă, hai să fim serioși. Cam așa se interpretează. Dar dacă în lume totul ar fi fost simplu și ar fi fost după dreptate, poate eram toți mai fericiți. Dar na, asta e. Eurovisionul oricum adună familii în jurul, în jurul ecranului și se discută și se pun pariuri. E oricum frumos. Ar fi trist în Moldova fără Eurovision. Da, ar fi trist. Da, dar zic, un om care știe ce e asta și ori a trecut, ori a văzut, ori a fost înăuntru, nu prea se avântă ușor în Eurovision. E greu. Da. Pentru că foarte mulți artiști care au fost, toți cam se plângeau că, măi, n-am avut parte de susținere financiară din partea statului, n-am avut o echipă, n-am avut... Dar nici nu știu dacă trebuie să te aștepți la ajutorul cuiva, mai ales a statului. Da, trebuie să fii... Știi ce trebuie să faci? Să ai foarte, foarte mare încredere în tine. Când are un artist încredere în sine? Când el este non-stop implicat în activitatea muzicală. Când el are resursele financiare necesare și când el știe că poate să facă față oricărei provocări. Dacă statul nu-i dă biletul de avion, el știe foarte sigur că el are banii pentru biletul de avion. Și când piesa este foarte bună și el poate să zică oricui, voi puteți să comentați ce vreți, eu știu că piesa mea e bună. Cam atunci se întâmplă acea magie. Și atunci când artistul are o activitate zilnică în care el cântă, el este foarte pregătit. Și el poate cânta piesa aia live și dimineața și noaptea și la 5 dimineața, da? Și atunci el este foarte sigur pe forțele proprii și el poate ușor să facă față presiunii, pentru că e o presiune mare în Eurovision. Cam așa stau lucrurile, dar la noi în țară e foarte dificil să te bazezi doar pe activitatea muzicală. Ori sunt nunți, iar nunțile nu înseamnă creativitate, nu înseamnă hituri neapărat. Nunțele e o sursă de venit și e o oboseală continuă. Da, da, da. Și acolo nu te simți neapărat artist. Din păcate, dar ăsta e adevărul. Anul ăsta, ca să încheiem subiectul cu Eurovision, avem o reprezentantă care are o echipă puternică, Natalia, da. De puternică, nu neapărat în spatele ei, chiar în fața ei. Artistul Kirkorov, cunoscut de toată lumea, dar din păcate a atras un pic de hate al publicului spre ea, din ce observ eu pe rețele, că s-a promovat în Rusia, că mai bine ar reprezenta Rusia, așa că nici nu mai știi cum e mai bine să faci. Dar nici nu trebuie să te iei de gura lumii și trebuie să faci ceea ce crezi tu că trebuie să faci. Natalia asta face. Natalia, în genere, este o fată foarte deșteaptă și este o fată foarte muncitoare. Iar pentru asta oamenii trebuie să o admire din totdeauna pentru acea voință a ei de muncă. Bine că poate!
Pentru final, am pentru tine câteva întrebări, un fel de am-n-am, dacă doar că tu o să răspunzi cu da sau nu. Uh-huh. Alea miparate de care ziceai? Vedem. Acum te pun în, să știi și tu cum se simt invitații tăi, un fel de răzbunare, mică răzbunare. Bine. Hai să vedem. Spune-mi dacă ai sau nu ai superstiții. Da. În sarcină ai avut? Nu merg, sau ai încă? Vezi, nu merg să îmi vopsesc părul, să-l tund. Aha, de ce ai? Ca o fată de la țară. Da. Crezi că există dragoste la prima vedere? Nu știu, eu n-am trăit-o, nu știu. Eu zic că nu. Ai scăpat de amendă, de exemplu, în trafic, pentru că ești cunoscută? Da, nu pentru că am făcut eu ceva, dar pentru că omul a fost drăguț și a zis, și la Gloria, să fiți atentă data viitoare. Dar eu chiar nu mă pun la ceartă cu domnii polițiști niciodată. Așa. Da, eu recunosc și... Ți-a spus vreodată vreun invitat că a fost dezamăgit de interviu și de întrebările tale? Nu, cel puțin nu mi-a spus-o mie în față. Ai mințit vreodată în interviuri sau ai mințit în interviu de aici? De aici? Nu. Că nu aveam de ce, mai întreb. A fost prea cu mințică tu ai fost. Oh. Dar în general s-a mai întâmplat. S-a mai întâmplat. Da, dar nu ceva esențial. De exemplu, nu sunt pregătită sau nu eram pregătită să zic că sunt însărcinată nici prima oară, nici a doua oară, dar pentru că coincidea cu promovarea unui cântec, eram pe la interviuri și poate că cineva a observat ceva și m-a întrebat direct, iar eu cumva mă eschivam, doar din motivul că nu-mi doream să spun lucruri atât de personale și de intime, cum ar fi o sarcină, într-o stadie incipientă, că nu știu încă rezultatele de la ecografie. Când nu sunt sigură dacă totul e în regulă. Cam, da, mă întrebai de superstiții. Și o fi și asta la mijloc, da. Gloria, nu te mai chinui. Îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu frumos. Eu cred că ai spus lucrurilor pe nume, adică destul ai spus. Sper că nu te-am plictisit. Deloc. Pe nu a fost un chin. Eu nu te-am plictisit cu întrebările mele. Nu a fost un chin, a fost o plăcere. Eu, după cum vezi, eu pot să tot vorbesc și să vorbesc, dar îmi plac foarte mult întrebările deștepte și bine puse la punct. Așa că, da, mersi ție. Cu mare drag și îți urăm multă sănătate, naștere ușoară. Mulțumesc, să fie. Numai bine.